În octombrie 1962, Războiul Rece a atins cel mai fierbinte punct al istoriei sale. Toată lumea se aștepta atunci să izbucnească un conflict nuclear. De ce? Pentru că avioanele americane localizaseră rachete nucleare pe teritoriul unei insule aflate la doar 150 de kilometri de Florida, convertită la comunism, Cuba. Rachetele sovietice apărute pe neștiut în această regiune, care avusese până nu de mult legături istorice cu Statele Unite și țările din emisfera vestică, sfidau o lume întreagă, modificând ceea ce era și mai grav, înțelegerile postbelice. Acesta era contextul în care președintele Kennedy a anunțat public în octombrie 1962 că sovieticii au amplasat armament la granița Statelor Unite, prezentând opinii publice o serie de fotografii care demonstrau acest lucru. După cum spuneam, octombrie 1962 a fost punctul culminant al unor relații internaționale tensionate. La trei ani de la moartea lui Stalin, în 1956, succesorul său reformist, Nikita Hrușciov, se confruntase cu două crize majore, Revoluția din Ungaria și criza Suezului, și ca să nu pară prea conciliant cu Occidentul, în 1958, Hrușciov va aduce în discuție problema Berlinului. Așadar, în 1960, tensiunea dintre cele două blocuri a crescut constant pe toate fronturile. În Europa, spina iritativă era Berlinul. În Africa, Zair își declara independența. În Vietnam, la Saigon, erau prezenți consilieri militari americani. Iar în Cuba, erau Fidel Castro și Revoluția sa. La nivel regional, criza rachetelor a venit să încheie un proces început cu trei ani înainte, când gherilele lui Fidel Castro au ocupat Havana și l-au înlăturat de la conducere pe dictatorul Fulgencio Batista, susținut mult timp de americani. Așadar, în octombrie 1962, timp de o săptămână, lumea întreagă se aștepta să înceapă cel de-al treilea război mondial. Kennedy trimite 40.000 de pușcași marini în Florida, gata să invadeze Cuba, iar sovieticii trimit nave către Havana. Astăzi, noi trăim o situație asemănătoare. Jurnalele de știri din lumea întreagă se deschid de mai bine de o lună cu criza de la granița Ucrainei. Deși actorii par să fie aceiași, totuși spectacolul este altul, iar rolurile par să se fi inversat. Pentru președintele Vladimir Putin. Ucraina nu poate fi niciodată în sfera de influență a NATO. Dacă în 1962 Kennedy, aflat în pragul războiului nuclear, reușește să-l convingă pe Hrușciov să-și retragă rachetele din Cuba, care amenințau direct Statele Unite, în 2022 Putin intenționează să obțină același lucru de la americani. Fie Statele Unite se angajează în scris și definitiv să respecte neutralitatea Ucrainei, fie va interveni armata rusă, punând astfel capăt independenței Ucrainei, cât și a dorinței acestea de a adera la Uniunea Europeană sau NATO. Despre toate acestea vom vorbi în continuare la Omul și timpul cu istoricul Florian Banu. Am găsit domnule Banu, suntem din nou împreună în studioul Omul și Timpul. Dezbatem o temă de actualitate. În contextul zilelor pe care le trăim, în contextul ultimei luni pe care am petrecut-o, a revenit în atenția opiniei publice criza din Cuba. Să ne reîntoarcem așadar în 1962. Ce a fost în mintea sovieticilor care au plantat arme nucleare la 150 de km de... Florida. La vremea respectivă, războiul rece părea să se îndrepte spre uh, cote tot mai fierbinți, pe o temperatură tot mai ridicată. Dacă privim o serie de evenimente care se derulaseră cu puțin timp în urmă, cum ar fi, de exemplu, doborârea unui avion de spionaj deasupra teritoriului Uniunii Sovietice, celebrele avioane U-2 care uh, zburau la mare înălțime și cartografiau practic fiecare uh, kilometru pătrat al uh, imensei uh, Uniunii Sovietice, la 1 mai 1960. Apărarea antiaeriană sovietică reușește pentru prima dată să doboare un astfel de avion despre care știau că zboară, dar nu reușește să captureze niciunul, pentru că erau, cum am spus, la foarte mare înălțime. Deci, iată, în preziua unei întâlniri la nivel înalt între conducerile celor două state, are loc acest incident și totul pică. În anul următor, în august 1961, din nou tensiuni, de această dată pe o problemă mai mult decât fierbinte, problema Berlinului decizia mult criticată și pe bună dreptate a construirii zidului Berlinului, care practic împarte în două fosta capitală a Germaniei, revenită doar capitala Republicii Democrate Germane. Deci o serie de tensiuni care anunțau că așa numitul spirit de la Geneva, care se născuse în 1955, de destindere, de conviețuire pașnică, tinde să fie pus sub semnul întrebării. Mai mult, în aprilie 1961, au fost loc evenimente sângeroase în Cuba, o încercare de debarcare a forțelor care contestau regimul lui Castro, sprijinită de altfel de serviciile secrete americane și logistic și nu numai, eșuează sângeros invazia din debarcarea din Golful Porcilor, fiind foarte rapid, uluitor de rapid, înfrântă de Fidel Castro. Deci momentele de, de tensiune erau numeroase la vremea respectivă și Uniunea Sovietică se temea tot mai mult de o izbucnire a unui conflict deschis cu imperialismul, cum uh, era terminologia vremei, uh, o confruntare în care sorții săi de izbândă ar fi fost uh, destul de reduși, având în vedere disparitatea foarte pronunțată, din, uh, cel puțin la nivelul armamentului strategic, la nivelul armamentului uh, nuclear. Uh, Statele Unite dispuneau la vremea respectivă de circa 5.000 de focoase nucleare, în vreme ce Uniunea Sovietică avea doar 300 de focoase nucleare. Și în plus, pe lângă cifre, care oricum spun foarte mult, mijloacele de transport a acestor încărcături nucleare către țintă erau net în favoarea Statelor Unite, care dispuneau de mult mai multe rachete intercontinentale. Se pare că la vremea respectivă, Uniunea Sovietică avea undeva puțin peste 10 rachete intercontinentale operaționale. Ba mai mult, ultimele uh, teste pentru modele mai avansate se soldaseră cu niște eșecuri destul de neplăcute. Din punctul de vedere al aviației strategice, la fel. Statele Unite erau net superioare Uniunii Sovietice și atunci, pentru a reechilibra această balanță strategică, conducerea Uniunii Sovietice, în speță se pare că ideea a aparținut chiar lui Nikita Khrushchev, în de sale pomenește faptul că această idee a venit când se afla în concediu la Varna, pe litoralul bulgar, și a venit această idee de a folosi Cuba ca pe un portavion uriaș pe care să amplaseze rachete cu rază medie și intermediară. În acest fel, Cuba fiind la doar 150 de kilometri, 90 de mile marine față de coastele Floridei, Practic, rachetele despre care am amintit a fi plus să lovească toate marile orașe de pe coasta de Est, ajungând la limită până la frontiera cu Canada. Deci, o încercare oarecum disperată de a reechilibra uh, balanța de putere dintre cele două... cei doi lideri ai blocurilor antagonice de la vremea respectivă. În plus, a uh, apărut și ideea aceasta de a apăra acest pion al comunismului, care... Uh, își câștigase singur dreptul la existență, Cuba, de a-l apăra împotriva oricăror încercări de eliminare prin forță. Și atunci, Hrușcev a demarat discuțiile cu conducătorul Cubei, cu Fidel Castro. Acesta, în prima fază, a înțeles cu o astfel de mutare a Uniunii Sovietice iar afecta prestigiul în rândul celorlalte țări latinoamericane și ar crea o imagine destul de neplăcută. Dar, punând în balanță securizarea poziției sale și a regimului său în raport cu o eventuală nouă intervenție americană, după ce s-a consfătuit și cu ceilalți lideri ai Revoluției Cubaneze, au luat decizia de a accepta propunerea sovietică. Eșecul acțiunii militare din 1961, deci cu un an înainte din Golful Porcior, a contribuit cumva la, dacă vreți, la grăbirea acestor lucruri? Și cum vă explicați... Eșecul acestei acțiuni, 150 de kilometri între Florida și Cuba, repet, cifra ca să înțelegem foarte bine despre ce distanțe vorbim, pe de altă parte un eșec răsunător. Da, a fost vorba de uh, un succes al bătăliei nevăzute, a inteligențului. Serviciile secrete sovietice obținut informații despre iminența acestei uh, acțiuni, să obținut date precise asupra locului unde se va desfășura, și atunci și-au anunțat prietenii din Cuba, Fidel Castro a fost avertizat, a avut răgazul necesar, cei drept nu foarte lung, dar a avut totuși un răgaz necesar pentru a-și mobiliza uh, unitățile militare și a pregăti uh, contra-riposta uh, față de această debarcare. Pe de altă parte, Statele Unite au uh, acționat în secret, deci sprijinul era camuflat. Președintele uh, Kennedy a fost informat că totul va fi ok, lucrurile vor merge ca la carte. Deși au fost folosite unele aeronave de bombardament fără însemne, dar de proveniență americană, totuși, America, Statele Unite au refuzat la vremea respectivă să acorde un sprijin deschis, deși o serie de lideri militari au propus ca aviația să intervină în sprijinul forței de debarcare și dacă ar fi intervenit, probabil că lucrurile ar fi stat altfel. Pe de altă parte, se pare că nici forțele contrarevoluționare nu erau foarte cu un moral foarte ridicat, ca să zic așa. Deci au fost o serie întreagă de factori care au condus la eșecul acestei acțiuni, dar tot prin sursele uh, serviciilor de informații sovietice aflaseră la începutul anului 1962 despre o nouă operațiune de mare amploare, operațiunea Mangusta, prin care CIA-ul și uh, alte uh, servicii uh, secrete americane uh, puneau la cale o serie întreagă de acțiuni de diverse forme, plecând de la... Acțiuni de propagandă până la uh, încercarea unor asasinate pentru a-l lichida și îndepărta de la putere pe Fidel Castro. Și atunci când au venit la negociere cu Fidel Castro, sovietici au expus și aceste informații despre noile pregătiri care se fac împotriva Cubei, împotriva regimului de la putere din Cuba, și au reușit să îl convingă pe, pe Castro că o prezență militară crescută a sovieticilor în Cuba va fi o garanție pentru securitatea atât a sa personală, cât și a regimului pe care îl conducea. Să reținem, uh, cel puțin, până la acest punct al discuției noastre, cât de bine informații erau sovieticii cu privire la acțiunile secrete ale americanilor în Cuba. Să mergem pe 16 octombrie 1962, președintele Kennedy anunță public că în Cuba se află armament nuclear. Informații începuseră să apară încă din vară. Uh, trebuie remarcat faptul că sovieticii s-au mișcat foarte rapid în această acțiune au trimis uh, uh, atât soldați, undeva la 40.000 de soldați puși sub comanda unui veteran din bătălia de la Stalingrad, un ofițer foarte capabil și foarte dur. Uh, au trimis, în primul rând, au securizat zona, trimițând o serie întreagă de uh, rachete sol-air, care aveau misiunea să apere viitoarele uh, rampe de lansare a rachetelor uh, nucleare în fața unor atacuri aeriene. Au trimis de asemenea vedete rapide de patrulare pentru a apăra coastele Cubei, deci au pregătit foarte repede și foarte bine gândită această acțiune, dar firește că astfel de măsuri și intensificarea traficului naval dinspre Uniunea Sovietică spre Cuba a atras atenția serviciilor de informații americane, care de asemenea dispuneau și de o serie întreagă de informații provenite de la cei care se refugiau din Cuba, cei care, prin diverse metode, fugeau în Statele Unite. În plus, serviciul francez de informații, SDC, serviciul de informații externe al Franței, avea o rețea foarte bună în Havana, iar rezidentul SDC de la Washington a mers în august 1962 personal în Cuba și a cules informații de la agenții săi de pe teren, care raportaseră unele transporturi ale unor obiecte de mari dimensiuni, transportate noaptea cu niște camioane uriașe, care nu reușeau pe străduțele mici, când traversau orașele, să ia acele curbe și atunci făceau manevre și au atras atenția. Și deci primele raportări așa au venit. Ulterior s-a încercat trimiterea celebelor avioane de spionaj U-2. Aici primele informații au fost neconcludente. Se pare că și vremea a ținut cumva cu sovietice. În mai multe misiuni nu s-a putut afla mai nimic pentru că norii acopereau Cuba Avem și imagine. fotografiile erau neclare. Dar, într-adevăr, la jumătatea lui octombrie... Misiunea U2 produce, în sfârșit, fotografii foarte clare pe care se vedeau aceste baze, care aveau formele absolut similare cu cele pe care ei le depisaseră deja pe teritoriul Uniunii Sovietice și unde știau cu certitudine că se află rachete cu rază medie și intermediară de acțiune. Și atunci n-a mai fost niciun dubiu că sovietici au transportat în secret armament atomic în Cuba. Aș vrea să analizați dacă se poate cele trei opțiuni luate în considerare de administrația americană în acest moment al crizei. A fost opțiunea diplomatică, a fost opțiunea de a încercui Cuba, celebra baricadă, și a treia variantă, un atac frontal direct. Așa este, numai că ordinea a fost inversă. Deci, în momentul în care fotografiile au ajuns pe biroul președintelui Kennedy, a convocat. Consiliul de Securitate, experții militari care s-au pronunțat pentru un bombardament masiv asupra Cubei, urmată de o intervenție cu uh, infanteria maritimă, uh, înlăturarea regimului Castro și, evident, și a amenințării militare sovietice din Cuba. Deci, o soluție manumilitare, pe care Kennedy a avut înțelepciunea de a o respinge, fiind conștient că va conduce la un război pe scară largă, care va afecta și Europa și, până la urmă, întreaga lume. Cea de-a doua opțiune uh, diplomatică a fost luată în calcul foarte rapid, au început să fie uh, activate canalele diplomatice, s-au încercat uh, o serie întreagă de negocieri. Aici aș face o paranteză și aș spune că la vremea respectivă, deși se pare incredibil, uh, comunicarea între cele două superputere ale lumii era foarte deficitară, potrivit uh, relatărilor pe care le face Anatolii Dobrin, ambasadorul RSS-ului la Washington. La vremea respectivă, pentru a comunica propunerile de pace, de detenționare, pe care, de, de pe care uh, John Kennedy le-a transmis prin fratele său, Robert Kennedy, a fost nevoie să apeleze la Western Union. Adică, ambele ambasade, nici a Statelor Unite la Moscova, nici a URSS-ului în Washington, nu aveau voie să aibă stații cu antene puternice de emisie directă. Și atunci se întocmea o telegramă cifrată care era încredințată unui serviciu civil, comercial de telegrafie, în cazul respectiv Western Union, care transmitea la Moscova telegrama, unde era decifrată și vă dați seama cât timp se pierdea. De-al la finalul crizei rachetelor, unul din marile câștiguri a fost și acesta, stabilirea unei linii directe, firul roșu, Comunicare. telefonul roșu, între uh, conducerea celor două state, astfel încât să poată comunica uh, operativ și să evite. Dobrinin chiar are un pic de umor, spune că de obicei agentul care prelua uh, telegramele ca să le ducă la uh, sediul Western Union era un tânăr de culoare care venea cu o bicicletă și a spus că în momentul când a primit uh, propunerele de detenționare, i-a mânat telegrama și zice, mă gând mă lui Dumnezeu ca pe drum să nu se oprească, să glumească cu vreo fată și să întârzie prea mult uh, până livrează telegrama. Deci au fost... Uh, au fost zile foarte foarte grele, dar în cele din urmă s-a mers pe a treia variantă, blocada. Până la urmă, conform dreptului internațional maritim, blocada este un act de război. De aceea, administrația americană nici nu a folosit termenul blocadă, i-au spus carantină și au spus că au trasat o linie imaginară, coordonate geografice în Cubei. Toate navele care vor trece de această linie trebuie oprite și controlate de marina militară americană ceea ce din nou contravenea dreptului maritim. Nu e nicăieri prevăzut ca în apele internaționale o navă să fie controlată de navele militare ale altui stat. Dar au apelat la această soluție. A fost și un moment de tensiune, că tot vorbeam de mass media și de cum creează și momente de tensiune. Televiziunile americane au transmis în direct, au trimis elicoptere care filmau în direct, momentul în care uh, un cargobot sovietic s-a apropiat de această linie, în apropiere se aflau distrugătoarele americane și toată lumea aștepta cu încrâncenare să vadă dacă deschid focul asupra lui. Acest vas sovietic a trecut această linie de demarcație fără a fi uh, nicio intervenție militară, dar, în secret, asta nu știa mass media de la vremea respectivă, toate celelalte nave sovietice primiseră ordin să rămână dincolo de linia aceasta de demarcație pe care americanii o stabiliseră. În paralel, negocierile, desigur, se desfășurau cu o intensitate ieșită din comun. Punctul cheie pe care s-a axat partea sovietică a fost retragerea rachetelor amplasate de americani în Turcia, rachete care se aflau cumva într-o poziție similară cu ceea ce au încercat și ei să facă în Cuba. America era prinsă la vremea respectivă, într era în plină campanie electorală, Oare acest lucru nu putea fi făcut public pentru că ar fi dăunat foarte mult din punct de vedere politic o astfel de retragere? Și în cele din urmă, partea americană a căzut de acord să retragă aceste rachete uh, din, uh, amplasate în Turcia, cu condiția că acest lucru să rămână secret, să nu fie comunicat opiniei publice, iar uh, procesul urma să dureze undeva la 4-5 luni de zile pentru că uh, amplasarea lor s-a făcut în cadrul structurilor NATO și atunci decizia trebuia luată tot în NATO. Era un întreg mecanism birocratic. Statele Unite nu puteau să impună foarte brusc această decizie, mai ales că Turcia, care a fost informată asupra acestei posibilități de retragere, se opunea plecării rachetelor americane de pe teritoriul său, pe care o, rachete pe care le considerau ca o formă de, de garanție împotriva puternicului vecin sovietic. Uniunea Sovietică a propus această reechilibrare, dacă vreți, a balanței. Vă retrageți rachetele voastre, le retragem pe ale noastre, deci era, dacă vreți. Un joc de șah între marile puteri. În timpul acestor zile de foc uh, din 1962, ar fi fost posibil, privind retrospectiv, să se detoneze uh, armament nuclear? Dintr-o eroare umană, dintr-o dintr înțelegere greșită la unei comenzi? Din păcate, da. Din păcate... Criza rachetelor din Cuba nu a fost uh, cea mai gravă criză doar a războiului rege, ci practic cea mai mare criză din istoria omenirii. Pentru că efectiv omenirea la vremea respectivă s-a aflat la un centimetru de, de război atomic și eventual de extinție. Nu știm niciodată care ar fi fost efectele declanșării arsenalului nuclear. Și am să vă dau uh, două exemple. Mai întâi vreau să menționez faptul că încărcăturile nucleare din Cuba s-au aflat permanent sub control sovietic. Sovieticii au luat măsuri ferme ca uh, forțele cubaneze să nu aibă sub nicio formă acces la uh, încărcătura nucleară. Deci, cubanezii n-ar fi reușit nici cum să lanseze de capul lor o, o, o rachetă cu încărcătură nucleară. Au luat măsuri foarte riguroase de securitate, dar, uh, referindu-mă la, la exemplele acestea, Uniunea Sovietică a trimis în uh, preajma Cubei și o floță de submarine cu încărcătură nucleară, cu torpile nucleare la bord. Unul din aceste submarine, B-59, uh, comandat uh, la bordul căruia se afla și comandantul flotei, Vasile Hipov, uh, a fost depistat de distrugătoarele americane, care au încercat, după ce au luat urma, au încercat să-l forțeze să iasă la suprafață, lansând încărcături de adâncime care explodau în proximitatea submarinului. La bordul navei, în urma exploziilor, a apărut și o defecțiune care nu mai permitea aerisirea navei, recircularea, regenerarea aerului necesar. Temperatura a crescut foarte mult în compartimentul mașinilor, se pare că a ajuns la 60 de grade. Comunicațiile erau întrerupte, ei nu puteau lua legătura cu Moscova. Ultimele comunicații pe care le primiseră, interceptarea unor emisiuni radio americane anunțau acele momente de tensiune și uh, amenințările care existau. Și atunci comandantul submarinului a tras concluzia că e posibil ca războiul deja să fi început și ce trebuie să facă. La bord aveau o încărcătură, o torpilă nucleară. Decizia a fost că trebuie să acționeze pentru câștigarea războiului, chiar dacă nu mai au legătura cu Moscova. A încercat să lanseze această torpilă nucleară. Vasile Arhipov, care era comandantul flotei, deci nu comandantul submarinului, dar flotei, s-a opus pentru că pentru a declanșa această uh, torpilă era nevoie de două chei de declanșare acționate simultan, ca o măsură de precauție. A urmat uh, o discuție în contradictoriu, până la urmă Arhipov a avut câștig de cauză, comandantul efectiv al submarinului a renunțat la ideea lansării și au decis să iasă cu submarinul la suprafață. Au lansat niște semnale care în comunicațiile internaționale maritime indică exact acest lucru, că submarinul iesă pașnic la suprafață și au ieșit cu submarinul în mijlocul navelor uh, americane, au ieșit pe punte, au luat oamenii aer și au reîncărcat bateriile care erau descărcate, și-au evitat practic declanșarea unui război. Ce s-ar fi întâmplat dacă și Arhipov ar fi fost la fel de panicat ca și comandantul submarinului, ne putem imagina cu toții. În același timp, documente recent declasificate arată că uh, și forțele aeriene strategice americane uh, erau la un punct de a declanșa uh, acest, uh, acest atac. Au mai fost încă un moment foarte, foarte grav. Pe 29 octombrie... O aeronavă U2 este doborâtă de această dată deasupra Cubei, deși cu o zi înainte la Radio Moscova se anunțase că Uniunea Sovietică e gata să accepte un acord de retragere a acestor nave. Americanii au continuat să efectueze aceste zboruri, mai întâi au zburat la mică altitudine și au avut și aici pierderi, dar aceste aeronave U2 au continuat să zboare la mare înălțime, fiind convinse că sunt în afara oricărui pericol. Din păcate, acele uh, baterii de rachete solar pe care uh, sovieticii le amplaseaseră în vară, în Cuba, aveau această capacitate și au reușit să doboare un avion, iar ofițerul care îl pilota, ofițer american, a murit în urma. Deci nu a avut șansa celorlalți doborât în Uniunea în Sovietică, care a supraviețuit. Deci iată că dobărârea unei aeronave clar a Statelor Unite putea fi oricând interpretată și unii dintre comandanții militare așa au și spus că e un act de război. Ce similitudini găsiți între situația de atunci și cea de astăzi? Similitudini sunt mai multe, după părerea mea. Din păcate, cea mai frapantă și cea mai supărătoare, ca să spun așa, pentru dreptul internațional, este această pretenție a marilor puteri de a-și stabili, după propriile criterii, care este area lor de securitate, care este zona. În care uh, ele pot să decidă ce se întâmplă și ce nu se întâmplă. La vremea respectivă, Statele Unite au decis că această mică țară din Antile, Cuba, reprezintă o amenințare pentru securitatea națională și au încercat întâi să elimine regimul comunist, după care au spus că amplasarea unor rachete acolo reprezintă o problemă de securitate națională și este inadmisibilă și au solicitat retragerea lor. Actualmente vedem că o altă mare țară, o altă mare putere solicită ca o altă țară care este independentă, subiect de drept internațional, nu poate să adere la o alianță militară pentru că îi primește securitatea națională. Deci vedem că marile putere au totuși tendința aceasta de a pune în paranteză dreptul internațional și de a-și crea, cum am spus, pe propriile criterii, o politică de, de securitate care nu, nu este deloc congruentă cu regulile, cu Carta ONU, cu regulile internaționale, dacă vreți. De, de alminte, unul dintre reproșurile pe care Fidel Castro i-a le -a făcut lui Hrușciov a fost acotat în faptul că acesta, în timpul negocierilor, nu a invocat niciodată faptul că a, statul respectiv Cuba este un stat independent care poate să ia o decizie că între Cuba și Uniunea Sovietică se semnase un acord militar, cei drept secret, un acord politic, deci aceste forțe militare... Negociat de Che Guevara. Uh, și de Che Guevara. Forma finală a fost dusă la Moscova, într-adevăr, de, de Che Guevara. Uh, și potrivit relaterilor memoralistice a lui Fidel Castro, sovieticii au acceptat-o fără să schimbe nici măcar o virgulă din textul pe care l-au dat. Deci exista un acord între cele două guverne, era vorba de un stat independent care primea o forță, o bază navală, dacă avea, o bază militară, dacă avea sau mai multe baze militare pe teritoriul său. Deci, din punct de vedere al dreptului internațional, lucrurile erau ok. Din punct de vedere al poicii de securitate a Statelor Unite, lucrurile au fost cu totul și cu totul uh, deranjante. Și vedem că, iată, după 60 de ani ne trezim cu situații întoarse pe dos, de această dată în Europa, ne trezim din nou cu forțe care se află față în față, cu tensiuni internaționale, cu urmărirea încrâncenată în televiziune și în mass media a momentului în care se declanșează războiul. Din păcate, diferența mare care este între cele două situații este că dacă atunci opinia publică înțelegea la dimensiunile reale pericolul pe care îl reprezintă un astfel de conflict, vedem că opinia publică de astăzi, după 75 de ani de pace în Europa, nu mai conștientizează ce înseamnă pericolul și cât de mare este suferința pe care un război o, o produce. Ca să vă dau un exemplu, cei de atunci, vă dați seama, în 62, erau la uh, mai puțin de 20 de ani de la încheierea celor de-al Război Mondial. Știau foarte bine, mulți dintre ei luptaseră pe front, inclusiv Kennedy, inclusiv Khrushchev. știau ce înseamnă războiul. Liderii de astăzi nu mai știu ce înseamnă războiul, iar uh, ca să vă dau exemplul la care mă refeream, uh, Robert McNamara, care era secretarul uh, apărării la vremea respectivă, uh, relatează cum în seara zilei de sâmbătă, 27 octombrie, a părăsit biroul oval, a ieșit pe uh, un balcon al Casei Albe și a privit către apele Potomacului, la a asfințit, o priveliște superbă, relaxantă, gândindu-se că poate este ultimul apus pe care îl poate vedea. Ori, în ziua de astăzi, se pare că oamenii trăiesc așa într-un entuziasm uh, nefondat și privesc războiul așa cum mai privi un joc uh, pe computer. Cu speranța că Vom vorbi cât mai puțin despre război și cu speranța că această, să spunem, detenționare crizei va fi de lungă durată. Vă mulțumesc, domnule Banu, pentru participarea în emisiunea Omul și Timpul. Și eu vă mulțumesc.